Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu. Continuăm seria noastră Dark Souls. Vom relua de acolo de unde l-am lăsat, și adică de la bossul din Huntsman Cups, parcă așa se numea ăsta. Și vom relua chiar de aici, de la boss. Ceea ce, sincer să vă spun, nu prea sunt pregătit din cauza că știu că mă vor omorâ ăștia, pentru că sunt trei scheletori care cam dificil să-i bați, mai ales când moare unul, dă naștere la niște scheletroni în formă de zi pe nume de roată. Așa, și cam dificilă situația cu ei. Acum mă gândesc, poate găsesc pe cineva care să mă ajute. Ceea ce este puțin probabil. Dar hai să vedem. Poate. Ar fi fost bine măcar unul să mă ajute. De ce să nu recunosc? Nu că aș fi laș, dar aș vrea ca să păstrez astea human effigies. Din cauza că vor fi locuri în care chiar am nevoie de astea. Și n-am să am de unde să fac rost de ele. Și sincer, chiar o să fie. Dacă nu, o să facem o șmecherie. O să lăsăm noi misiunea. O facem din și mergem în altă parte. De fapt, mergem în altă parte. Și mergem să ne apărăm. Prea rău să pierd deja să pe cineva să ajutăm și poate ne dă câteva Oi.
Am despre asta vă explica eu că e problema cu ăștia. Deci este din ce în ce mai greu ca să-i bați, mai ales că la sfârșit dau drumul și la potăii de alea de... Schelet. Mă rog pentru mine. Hai să vedem ce bătaie ne luăm noi acum cu ăștia. Nici nu m-am așteptat să fie așa de... Mulțumesc frumos, prietene. Prietene, ai fost un gigică. Am lăsat un semn pentru ceilalți și o să mergem de aici. Știu că există lucruri de luat de aici. Thank you.
N-ar fi culmea să mă omoare acum. Ar fi fost culmea să moară. Ce era să-mi facă asta? Mai există o parte unde putem merge, dar mă gândesc că nu o să mergem acum, ci o să mergem puțin mai târziu, exact după primul pod, undeva în sus. Puteam merge, dar prefer să nu merg acum din cauza că vreau să ajung la porțiunea unde îmi place mie mai mult. Eu normal am încercat să mai ajut pe cineva, dar văd că nimeni nu mă invocă în lumea lui. E nicio problemă, pentru că avem timp și avem ce face și aici.
că mi-a dispărut semnul. Ce că o otrăvit. Știu că există, știu că Poison Mouse. Are you a traveler? I'm Cloanne, an Orstone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. Rush? I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor. And some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. What? Perhaps we'll meet again, if we live that long. I've searched every nook and cranny here. Perhaps we'll meet... I suppose it's about time I moved shop.
l-am omorât pe ăla. M-a deranjat la... L-am mișcat pe aici. Ce avem aici. Hai mă, până unde te duci? Chestiunile astea. Chei nu. Pietre. Kavlan will. Kavlan wants soul. What? With Kavlan, you will. Many deal. Many thanks. Thank you.
forță. Dar înainte de a ne upgrada, o să luăm o mică pauză și vedem alt episod. Până atunci eu vă zic numai bine.